Hai, patroană! Hai, scoală de patroană să facem peștele! Hai! Hai, vino încoace! Hai, mă, patroană! Dar să vă duc de sunt de gumele, mă, prieten! Ia să vedem! Astea sunt de gumele care le-am cumpărat! Ia să vedem, le punem aici! Uite cu leuștean, cu țărină! Uite ardei! Uite, roșii, ardei, ia uite și ardei iute. Băgăm și o vânătă, hai să băgăm și vinete. Mâncăm și un castarete. Gata, mă, băieți. Gata, mă, băieți. Deci gata, lăsăm asta aici așa. Gata. Am pus înapoi. Ia să vedem, prieteni. Să mă spăl pe mână aici. Ia să vedem, tovarăși. Ia să vedem, băi, patroană, vină cu asta. Ia să vedem, mă spăl puțin de pe mână acolo, dar stai să văd că fac eu mâncărul, prieteni, cu patroană. Mă, patroană, o ardei, n-ai zis tu să vin acasă. Ce? Nu ești în stare să aduci. A venit patroana să mă ajute, tovarăș. Ce nu sunt la data? Eu. Hai, bagă. Doamne, ferește. Să închide. Am umbrat la altă, că ai umbrat fără să-mi spui mie. Da? Ce patroană? Eu nu fac aici, nu. Miroasă. Ia ține, nu fai tu, dar ține puțin de telefon. Mă miroasă bucătăria. Miroasă-mă și pe mine, că nu fac nimic. Doar făr roșii, uite, pun ceasul aici. Păi cum făcea la Rino? Da, uite. Ce roșu să fac? Vezi că eu ligeam cu olea, n-avea gaz, n-a spală nu. Nu are de ligea, n-a spus. Uite așa. Ia, ia, mă. Asta ligea nu tot al meu. Nu-i ligea de la Rino. Tot al tău avea de la Rino. Care mi-a adus fane. De-aia nu merită nimic fane. L-a adus acasă. Da. Eu am zis să-l lase acolo. Ușor că face apă, nu ia le-n lideam, nu face apă pe parchet. Mi-e rău, nu mă sunt bine. Ce-ai văzut, bătără? Dar uite-te bine și tu când filmezi. Pe cine filmezi? Păi nici tu, nici ursul, bă, n-aduceți o muiere, mă duc eu și vă ia forțat o muiere. Da, așa fac, mă duc eu la țigan și vă aduc o muiere. Da? Păi ce, am ajuns eu, druga voastră de Coceni? Nu sunteți în stare să vă aducă, să vă facă culea mâncare, să mănânci tu cu ursul. Hai să vorbim cu ursul. Ce să vorbim cu ursul? Să iau muiere. Da? Da. Dar tocătorul unde e? E afară. Stai, tăi, că nu știi tu unde sunt. N-ar ține culea, că mă duc eu. Păi ce faci aici peștele? Nu mergem la bucătărie. Să-l spargem acolo și până nu-l aducem aici. Ia, hai. Te pus să-și pe capul meu și eu mor. Pe lume trebuie ce să baită. Da, și mă bait. Mă bait, că sunt mola, o bătână. Hă? Da. Bă, ce nu cazi pe acolo? Uite, vreme de poate, de aia mi-e rău. Am văzut acum ondății. A luat mașinile, a mers pe apă. Și stăteau oamenii după mașini și a zis, om, lasă mașina. Și a luat două mașini, le-a dus valul din apă. În ce țară? Hai. În ce țară? Păi de eu m-am văzut țară, am văzut apă.
mașinile, oameni morți. Nu la noi, cu atât în țară. Ei, nu la noi. Nu. Și la noi, a venit și în Constanța apa. S-a arătat Constanța. Păi uite, bine ți-am că ungureanul ăsta a dus să cânte la... La cacunte. Uite, miroase aici, lui Ion. Aici și pâine aici, are de toate. Uite, casa lui Ion. Ăla-i peștere, prieteni. Prieteni, peștele e șalău. De șalău, prieteni. Vedeți? A fost puțin la congelator, dar e șalău. Vrem să-l facem saramură. Eu facem saramură de crap, prieteni. A, de șalău. Nu de crap, patroană. Nu, patroană? Patroană, vreți să nu cazi cu peștele, cu tot. Facem, mă, prieteni. Vedeți, patroană? Săraca de ea, muncește ea. Da, săraca de mine, tu ce... Îți pare bine să mori. Doamne, care. Cum, patrona, eu mie îmi pare bine să mor tu? Gata, răsajmă să filmez aici cu altă eu. De când mă aștept nașul de după peștele ăsta? Aștept de 3 zile după peștele. De 3 zile și nu mai... Dă-ne vacată la o parte. Ce arată de bine. Îl întoarce pe partea altă? Da, sau? Îl întoarce. Deci se face oala aia tu lantă. Da, foarte frumos. Fără untură. Aia nu e oaie, e grindă. Stai ușor, Anca, ușor să nu se rupă. Că să cam rupă, am încercat. Și cine l-a curățat? Sau mele să mă apără. Eu l-am curățat afară. Sau mele să mă așa. Lasă-l să frigă bine. Vezi, 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 să nu se... Păi e fript, uite, e fript. Da, dar vezi bucățele să nu se facă, că normal nu trebuie de tors. Păi nu trebuie, uite. Nu, hai lasă-l acolo. Nu, mai, lasă mai meargă. Vezi saramura aia, dar gata, un pic. Saramura asta aia, dacă se-a făcută? A făcut patrona locul meu, da. La patrona a făcut saramura, să vezi ce am muncit pe aia. Eu a făcut-o. Cine a făcut-o? E acolo din gura. Nu mai lăsăm saramura, vreau să fie mai scăzut, așa mai tocană. Mai o lăsăm. Nu? Ia mai dă cu lingură, ia o lingură puțin. Dar cum ai băgat și roșii? Că nu se bagă roșii. Lasă, păi. S-a băgat și am băgat și roșii. Și bun, lămâie. Bă, uite, n-avem aia. O, ce t-am băgat? Băgai și lămâie. Dă-mi o lingură, vedem la tine. Nu contează. La venit ăsta, ia vedeți. Hai, da. Hai să te iau în brață. Hai, hai, vină cu mine. E bună, Anca. Bă, ți-a găsit mamă. Mamă. Ia-mă cu gata, fie acasă. Ce zice? E bună. E bună? Puțin de vegetă. Mai trebuie? Da. Da, mai trebuie, că mai trebuie să arăți. Da. Uite, uite, vegetă aici. Nu boala asta. Mai bagă puțin. Da, jumătate de lingură mai bagă. Ca să nu facă. Păi nu din asta vegetă. Vreau să cred gustului, n-ai? Haide, n-ai, că nu știu patrona ce-a făcut. Da, asta nu... De aia nu e vegeta, nu-i secretul gustului. Nu-i secretul gustului. Dar unde e secretul gustului, patron? Nu-i secretul gustului. Bagă de aia, că n-am de aia. Patron, adevărul e că mă tai muncit foarte mult. Soacră mea, știi că nu mă lasă ca să pun vegeta din așa. Nu mă secretul gustului. Care-i soacră ta? Olga? Olga 1. Olga originală. Olga, că am muncit toată viața mea, dar n-am avut pentru cine să muncesc, că nu e originală. Originală. Vino, vino, vino. Deci nu ții și la mine, bun, bun. Ce nu, ce pune? Nu sunt bun. Nici tata nu mai e bun. Nici eu. Hai tu. Că tata nu mai e bun. Tata are școala, facultatea. Ce școală? Lasă-o așa. Auzi ca să spună pe blog că nu mai e cu mine ca să vadă fetele. De ce nu te-ai dus tu la nuntă la Irina? Care Irina? Irina ta de la Băruș. Lasă la Irina, rog. Să mă duc eu la Irina. Să mai ce să ramură asta de crapă.
Dar peste de șalău. Vreau să te întreb dacă ești și matam. Hai zici de la deci lăsăm și peștele și tot, da? Ce să fim festicidă că sunt în capul călindată, n-are femeie chiar. Îți rugă de păceni amândoi. Apoi cum să le cauți tu femeie? Avei femei. Bă, după femei mai sănțoară toată femeia. Au femei, au, dar nu vor să se apară cu ei, să apară cu ei. Doamne ferește, eu vreau femeie la gospodină, la casă. Gospodină? Nu vreau de aia pe tată. Nu mai sunt gospodine în ziua de astăzi. E pe cine mai văzut tu că e gospodină? Și din șatră, cine mai e gospodină? Toate țugăncile la noi, când vine lumea, sunt dese în casă. A, putem. Hai, încă vină încoace la mine, hai, că n-ai treabă cu filmările cu ei. Vină încoace să vorbim. Hai să-i luăm un interviu, Luanca. Stai aici. Nu contează, stai aici pe canapea. N-am fața prea urâtă. Ba da, stai pe canapea așa acolo. Așa, stai. Stai pe canapea acolo. Unu. Mă, dar ce-mi face? Ce face un podcast, mă, ce? Îmbrăcată de interviu. Nu? Nu sunt. Cum? Te aranjezi acum de interviu? Era pentru bucătărie. Eu am venit să fac mâncare, să fac peștele. Da. Ei, am făcut noi cu patru în acolo. Nu, dar ești. A ieșit un paprika, nu știu ce poate să, să fie. Ce faci al nostru? Când n-am, n-am luat. Ce facem? Spune. Să facem un interviu. Ia, hai să vedem. Dar ce face, nașuleu? Măi, încă, pe bune, am vrut să te întreb. Da. Dacă vrei să mergi cu mine, șoferul meu, să te iau cu mine la București, tu doar să conduci. Păi vreau, dar nu știu ce o să spună patroana, păi, șatra, ai da, treaba, șatra, părerea șetrii. Că țiganii, ce o să vorbească lumea, că pleci cu mine. Eu... Am zis să meargă și Totorino cu noi. Și de ce nu merge? Păi nu merge, că e resetat în Londra, că e bine vremea acolo, era bună vremea, că acolo care a plouat toată ziua. Aici vine sfârșitul lumii. Da. Ce zici, mă, butelcă? Eu vreau să merg cu tine, dar nu știu, pentru Darius, cum facem? Avem școală, avem mai multe aici. Vezi, dacă mergi cu noi sau la școală și mergi tu cu noi? Îl mutăm atunci. Păi nu-l mutăm, o să mergem la București, o să venim, nu o să stau la București. Păi dacă așa o luăm și pe o zi, două, nu-i nimic. Da. Dacă mergem, venim. Mă, poți să ai pe mine? A, da, chiar trebuie să luăm și pe el. Mergi tu, mă? Te dai cu Teddy că-l gândi cu tea partea. Și unde stăm? Ai rezolvat? Ai făcut? Rinu. Ia la Rin. Plătești mult. Stăm la Rin câteva zile. Plătim, asta e. Că stăm 3 zile, o săptămână, cât asta. Păi trebuie să mergem să umblăm Anca și n-am șofer, e problema. Poți spune când pleci, o ca să știu și eu, să mă pregătesc să fac. O să-ți iau o mașină, bine, o să-ți iau o mașină, că eu nu mai pot să-mi iau mie mașină. Da, ție. Nu e mașină acum. Dacă ești șoferul meu, o să-ți iau o mașină, un Mercedes. O pui pe numele meu, e ca să păi știu. Păi eu, pe numele tău, nu contează. Îți iau o mașină, un Mercedes, dacă mergi cu mine și să mergi cu mine, ca să conduci tu. Un S-Class, zic da. Eu, că e altceva, nu vede păi lumea și pe mine, nu poate să merg cu orice mașină. Și normal. Da. Și, adică, eu pot să te ajut, că cunosc foarte mulți doctori de estetică, că am înțeles că vrei să-ți dai jos nas. Asta este de când visez asta și chiar vreau asta. A, asta am vorbit. Implant de nas? Am vorbit acolo, am făcut și programare și n-am putut să merg, că n-am avut cu cine. Da, da, și nu costă mult, știi cât costă? 200. 200 de milioane. A, intervenția. De milioane? Da. În București. Păi da, dar eu am un prieten doctor care ne-o face pe barter. Deci o face pentru mine. O să zic că ești nepoata mea, o să îi trebuie să-i faci tu reclamă, să-i zici că păi facem a cu toți. Făcut la clinică la el. Da. Și o să-ți facă intervenția asta. Eu te ajut, Anca, că știi foarte bine că sunt în domeniu. Și asta. Adică, gen, mergi cu mine, tu mergi la doctor, îți mai faci buze, astea, ce mai e acolo. Da. Adică normal ar trebui să zic că te tunezi și să fii șoferul meu. Da, vreau să fiu da? Șoferul tău și gata. Dacă tu mă ajuți cu nasul, da, eu o să fiu cu tine non-stop. Gata, deci tu ești șoferul meu. O să fiu șoferul deci tău. Deci mi-am găsit șofer prieten, dar nu știu dacă... Eu aș vrea să meargă și către cu noi.
Dar dacă el pleacă în Anglia, asta e, lasă să duc acolo. Da, dar Cătălin n-are nimic cu mine, el stă cu treaba lui, eu cu treaba mea, Cătălin păi e da, cu banii lui. Păi da, dar ca să înțeleagă și lumea toată și fanii mei și toată lumea că tu ești nepoata mea, adică nu da. Trebuie să înțeleagă greșit. Păi aia vreau să zic nu și eu. Nu trebuie să înțelegeți greșit, prietenul, a ajuns și eu pe nepoata mea, pe bune acum. Pe cine s-a ajut? Că am ajutat fete așa necunoscute. El m-a crescut, nașul Leo, spune că tu serios, m-ai crescut când eram mică. Serios, ea mi-a crescut copii, spune și cu ursul, cum l-ai crescut tu. Că nu, maică mea. Maică. A, maică, maică mea m-a crescut pe ursul. Era să zic de ursul, prietenul. Eu când eram mică și Alin și ursul, nașul Leo ce cumpăra la copiii lui, îmi cumpăra și mie și păi la da, Petraf și ăștia, am mai crescut mai mult aici. Maica ta stătea foarte bun cu copiii mei, stătea da. cu ursul, cu Alin. Pe ursul l-a crescut mama. Ce? L-a crescut pe ursul mama. Deci mama stătea cu copiii tăi și tu stăteai cu copiii ei. Da. Da. Bravo mă, Butelcă, de bravo, unde ești? Bravo, cum ți-ai dat seama? Adică... Dar el mama a crescut pe mine. L-a adoptat pe tata și tu l-ai adoptat-o pe... Da. Deci așa este, prieten. Da, bătește-o, nu? Băi, ia păzna de aici, Leule. Și nașul Leo l-a botezat și pe Darius, dacă nu-l botezai tu, Tomi nu mai îl boteza. Da. Și bunicule pe Ștefănuț. Deci întoarce acum și pe mine. Bunicule, schimbă Ștefănuț. Ia, să vedem dacă se vede. Se vede acolo? Ștefănuț! Stai, Leule. Să nu se vadă Leul. Nu se vede Leul. Deci, prieteni, lasă-mă, Leule, puțin nu să mă vezi și Leo, ceva. Că prești cu noi. Ia prosopul ăsta, ia, băi. Luați prosopul ăla de acolo. Leule. Leule, filmezi și eu, Leule. Nu te mai băga în filmare. Nu mai bagă-te, Leule. Dar nu te mai băga. Uite-te și cum te-a aruncat prosopul pe jos. Dom'le, leul ăsta ne face numai probleme pe aici. Vite România. Dicta aici. Ce-a făcut, m-a dat gol. Da, prietena asta, vreau să vă spun că mama ei... Mi-a crescut mie copii, serios, eu am ținut foarte mult la Anca, la Anca oficial, că e nepoata mea. Deci este fata lui vară mea, adică și fata lui vară mea e fata lui mătușe mea, adică suntem neamuri apropiați, adică bunica ei era sora lui tata. Deci suntem neamuri, prieteni, pe bune acum, lăsând toate glumele la o parte, pe cuvântul meu, dacă nu suntem neamuri. Adică, nu vreau să vă dați cu părerea, să zice, să interpretați voi ceva. Da. Deci nu este nimic. Nu am nicio treabă. Deci merge cu mine șofer, acum ce să facă? Eu am stat de vorbă cu ea și ea, ca oficial, este o fată deșteaptă. Vrea și ea să meargă, să facă bani. Azi, vă rugă, ce face? Dacă nu merge să facă bani, bani stă acasă. Ce să facă acasă? Nu, are și ea un copil de crescut, bărbatul ei pleacă în Anglia. Și vă dați seama, cum pleacă în Anglia, poate să zăsoare pe acolo. Înțelegeți-vă, prieteni, dar atunci poate să meargă cu noi bărbaxul. Bă, hai să opresc aramura aia. Haideți să opresc aramura aia. Că mă enervează copiii rău de tot. Eu unde opresc? Da, aici. Da, ia să văd, s-a făcut Anca. Că prea prăjit. Ce părere aveți? Da, bun, gata. Îl scot, nu? Da, scoate la Anca. Nu, scoate la coloană. Dați butonul acela de like, vă ajută pe uite, poți să-l scoți în ăsta, pe ăsta. Să vedem. Și mâncăm aici pe ăsta, dar uite ce. Pâine, avem patroană. Videoclip. Vă mulțumesc. Patroană? N-am pâine. Pâine avem? Nu trebuie că te ia pâine. Hai, până să încarcă repede, da. Hai să încarcă. Stai așa, unde punem să încarce repede? Dă-i drumul repede! Stai să-l punem pe-al meu, așteaptă! Nu pune pe-al meu! Bă! Păi n-am vorbit de ei. Nu contează ce ai vorbit. Mă, lasă, pune-l la imaginea o ful. Pe mine, pe Anca, am ful imaginea. Pe mine am filmat, nu v-a filmat pe voi de detele. Bună să se încarcă. Deci nu-ți afectăm cu nimic algoritmul. Lasă-mă, algoritmul, ne afectezi viața tu. Că pleci în Anglia. Nu te gândești la copilul tău să stai aici. Le-a luat, da. Da, nu merge. Le-a luat pile lui și lui Anca. Anca nu merge. Anca nu merge. Nu a făcut rezidența, nu, patron, am vorbit, merge Anca cu noi și merge Anca cu mine și ofer la București. Da.
Ce păi pe cine vrei să iau șofer? Ce păi da, că e nepoata mea, cum vă gândiți la prostii? Și ce faci la București? La București? La București facem treabă, patronă, facem bani. Ce faci la Rimo? La Rimo, tată, uite, te-ai umflat în burtă. Patronă, facem bani la București. Ia pe cameră banii, ca mă duc. Ia uitați, uitați-mă, prieteni. La banca. Ce? A luat pe dumneavoastră camera mamei. A luat? N-are mașină. Doi copii. Are acum. A plecat și maică sau și-a lăsat-o și cu copilul în armare. Patronă, ce titlu punem la videoclip? Poveste din bătrâneață. Să spargi acolo? Să spargi unul. Da, bă, Ranta. Ce? Cât are copilul mare? Nu știu. 5-6 ani. Poți să s-o aduci pe la noi, că ai dar are 5 mai aducă să vorbească. Nu mai vorbește cu mine. Ba, cu mine a vorbit. Cu tine a vorbit? Da, a zis că vine, dar n-are 5 să aducă aici. Oh. S-a duce că te duce hai că te duce el. Are doi copii, nu vine el. Adu-mi poate să mai dacă te duce că te o aduci. Tu îți să frică că ia căte? Să o ia. Te duci că te după el. Du-te că te după el. Torinii, hai lasă telefonul că-l pui la urmă. Du-te ia pâine, cătă. Bă, nu e pâine. Stai două secunde. Hai, bă, Cătăline, du-te ia pâine. Hai că uite mănâncă acum mașina mea pâine, du-te. Patrona de la Stăinaia povestește din bătrâneți. Da, hai du-te. Pe Leo să fură de la vecin. Haide, de unde să fură Leo? Leule! Au! La pâine mai? Du-te și ia, nu. Du-te mă și ia pâine, că nu mai am 2 lei. Las că mai am. Hai? Da, hai. Mai are el, din Anglia, bani. Are Torini patroană. Patroană Torini are. E număr afară și mereu. Polonic Anca. Nu te găsesc. Anca? Da. Da, Polonic trebuie. Unde e patroana Polonic? Afară, zice bucătării. Anca, da, trebuie să spălăm sita aia după aia. Auzi? Știi? Dă-o afară, că aia să o spălăm, da. Trebuie și aia. Da, bravo, lasă să spăl acolo. Dar e Polonic de afară, Anca. Vezi că e Polonic al frumos, al mare, acolo, în bucătărie. E rău. Patronă, serios, zice, uite, ca merge cu mine în șofer. Că dacă n-am treabă la București, merge Anca cu mine, dar trebuie să ne trebuie o mașină, să-i luăm și lui Anca. Îi luăm și ei, patronă, că e nepoata noastră. Ia o mașină, un S-clas, 100 de galbeni. Ai? Mă las că sunt bolnav. Păi să-i ne iei și nouă o mașină, să umblăm. Mă las. Păi nu ne iei mașină să umblăm. Lasă-mă că mă doare capul de mor. Mă duc la spital. De ce? Mă e rău. Păi te duci la spital înainte să vină ungureanul? Adică să vină uraganul? M-ai mâncat cu uraganul aseară, Mihaela. Mihaela și acum a plecat? Da. Doamne, patroane. Ea nu trebuia să plece, patroane. Haideți, mă, prieteni. Acum să mâncăm puțin din pește. Vă arăt din pește, mămăliga prăpădește. Deci suntem la Dora Minodora și Luna Betiluna în țara lui Pește, mămăliga prăpădește. Unde e mămăliga prăpădește, patroane? Nu găsesc Polonicul. Și nu ce acolo. Nu e. Hai, lasă-mă. Ancă, și Ancă, cu asta... Asta ce e? Pâine? O mănânc? Ancă, uite crastoane sunt acolo. Nu, Ancă. Pune acolo, în mijloc. Pune în mijloc acolo, ca să fie frumos așa, să se vadă bine. N-ai lămâie, nu mai ai lămâie. Nu mai am, dă-o încoace. Pune pe tocător, pe tocător. Că am pus oțet. Ia vedeți saramura de pește, prieteni. Bravo, pune acolo. Așa, ia vedeți, vă, prieteni. Ia vedeți, să ne ierte saramura asta, cum e? Cu șalău. Luați bine. Mi-a adus și peste 3 zile, nu-i problemă. Atât, gata, bagă zeamă. Mai bagă puțină zeamă, Anca. N-ai pătrunjel, n-ai. Gata. Na, pătrunjel unde e patronă? Este, sunt roșii acum, major. Unde? Ba, că vezi că e într-o pungă pâine acolo. Nu, dincolo, dincolo. Dincolo. Acum. Thank you.
Uita mai am bază în cuvânt. Nu mai prindă. Lasă acolo câteva felii. Uite, avem și salată. Iar e salată de data trecută. Pune niște farfurii de alea întinse, Anca. Băi, prieteni, pe bune, a pregătit patroana. Bine, am ajutat-o și eu. Da, patron a făcut ceva pe țințe. Vino patrona și tu să mănânci aici. Hai, treci patrona la masă, că am făcut și pentru tine. Hai, treci acolo. Hai, patrona. Patrona. Ia, vedeți, mă, prieten. Cum e, mă, prieten, să mă iertați pe bune? Hai, patrona, pune-te acolo. Ia, vedeți, mă, prieten, să mă iertați. Mă, mă. Trăi, ta la mota și le ia unul de ăsta. Da. Anca, ia pune și mie asta prima dată acolo. Se aude, Anca, mamă, se aude parchetul, bă. Tot parchetul. Mamă, ce arată de bine. Arată? Super. Ia și pune-ne așa. Să arunc asta mai încolo, să nu cadă. Așa. Dar nu te filmez eu, că e mai bine așa. Cum? Păi bă, da, da, până pui tu prima dată să aranjezi. Ia dă-mi o lingură, Anca. Ia vedeți, mă, prieteni, uitați, le-au aici. Ai văzut ce frumos joacă e acolo la nuntă. Să ia cu mâna, prieteni, că cu mâna se ia. Așa. Ia vedeți. Pune-mi patrona. Dă-mi o lingură. Bă, dar, nu, nu știu. Încă parcă nu are sare, ia vezi, nu. Păi, degeta nu e din aia care trebuie. Ia vezi, sare. O pește în are. Păi n-ai pus pe pește sare. Am pus. Mamă, dar ce bun e, șalău, prieten. Bun e cătă. Ia o bucată și mă. Mm. Să vedem. Patrana. Ia să vedem. Încă ar trebui, ia mănâncă și tu. Las cu mănânc. Aia este o bucată de acolo, e o bucată, pune-ți în farfurie. Nu vrei să rași de aia. Ia asta, pune-ți în farfurie, păi nu crime să la patroană. Da, vedeți, se pune ulei fript. De aia nu. Asta e bine la friptul ăsta. Învățată patroana, că nu e cu ulei. Da. Și ai învățată cu ulei. Vreau să vedem, uite Anca. Uite Anca, așa. Anca, stai și tu și mâncă. Mamă, mamă, doamne, ia asta. Mamă, prietene, o mănâncă e făcută de mine. Din cauza asta o mănâncă. Salut, patroana. Cum e patroana, e bun? Băi, copii, haideți și voi să mâncați pește, hai! Haide, am mâncat! Hai, da, și de pește! Noi am mâncat! Hai, da! Mâncați salamură, salam, dacă vezi! Nu! Hai, Darius, de pește! Darius! Pește? Hai! Da, mâncați tu pește! Bă, tu mănânci pește? Nu, bă, nu, bă! Pune și lui Anca, Anca, eu! Bine, că gata, mă, capă! Anca, ia bucata aia! Pune! Dă telefonul la mine, Alex! Oh. Trage-se-l aici, scaun. Ne filmezi pe noi? Da, sunt aici. Filmezi-o. Hai, filmezi. Când pe ei, când pe noi, când pe mine. Când pe Darius? Da. Alex? Da. Dar știi că la YouTube tu m-ai învățat prima dată să fac vloguri? Păi mă, eu am fost unul de primi. Când spuneai tu mie de vloguri și eu râdeam de tine. Patronul, acum 5-6 ani, 7 ani de zile. Cu cuvântul meu. Păi... Păi eu și Cătă și Leuțu la bucătare l-am primit. Da. Și Pintea făcea așa la vrăjeală. Pe bune patron. Cătă făcea, da.
Are filmări cu Olga, hă. Are și videoclipul cu mine, cu Momo. Da, ăla, doamne. Cringe. Unde videoclipul, unde, unde ziceați că îl faceți tu și Darius, că îl pregătiți? Filmul. A, filmul. Unde e filmul? Ăla mai e de 2 ani. Îl aștept de 3 ani de zile. Păi, vrei mă să mai facem? Ce acum știu și eu mai să fac sigeare. Sunteți mai mare acum, a vorbit. Patronu, salut. Anca, da. E bun peste. Bun. Nu, nu mai trebuie, nu e pe. Da. Lămâia face tot. Lămâie. E lămâie acolo, stoane. Băi, am mai recept aici. Uite aici, ce să mai pun. O, saburează. Unde sunt ei? Să saburez, mă, prietene, uitați-o și voi. Unde sunt eu? Îl bag usturoi mult patronul. Wow, oh my god. Atât. Stai să mai bag zeamă. Asta e blat. Îți spun Anca. Dar bine că mănâncă și Darius. Pe bun zeamă. Darius. Darius. Nu mai pune. Dar. Dar sus. Ia să vedem, o prieten, ce aici. Ia să vedem, o prieten, ce aici. Nu coace Alex aproape. O, ce aici? Fenomenal. Bă, mai mănânc pește de aici, Anca. Mănâncă peștele. Mănâncă peștele. Anca. Ce să? Mai iei pește de aici, băi. Deci, aici mai de sub. Bine. Hai, mănâncă și tu, te rog. Mănâncă și tu. Mănânc? I-am mâncat. Mănâncă Darius. Nu e așa că tu ai mâncat aer, nu mai pic. Da. Și ce n-avem, n-am mamă și noi aici, un dozator din sărbătorile. De care? De băie. De sărbătorile, trăim. N-am nicio acasă. Adică la Orientul ăla care are acasă de vândut, dar n-a căutat să le aduc. Mm. Am spus că-i dau bani pe el. Mi-am beat la Petrom. Băi, prieteni, dar mâine sunt de zi. Aha. Uite, acum mănânc pâine. Credeam că pâinea grașă. Asta nu-i grașă, nu e pâine de grășa. Mănânc grașă, poate. Încă? Adevărat de rizi mai făcut ăsta. Da. Vă pentru ele bune. Păi poate pentru... pentru... că era grizul ăsta. Da. Încă? Mai de aici nu poate. Eu nu mai mănânc. De patran. Eu nu mai mănânc. Patran? Nu mănânc. Nu mănânc. Ia uite, mănânc. Păi cine mai mănâncă acum? Dacă mai rămâne, nu mai mănâncă nimeni. Nu, dar nu mai mănâncă. Mm-hmm. N-am care de curul. Nu mai. Bă, cătă nu mănâncă. Unde? Bă, după pâine, bine, după ce mănânc. Vă zic că se urcă la ursul sus. Ei, uite, nu, bă, da. Luci. Luci. Poftă bună. Hai de jos. 3, 2, 1. Câte minute ai? Stai acolo. 15. Hai, nu te rute, filmăm. Te filmară la TikTok. Noi te rute, filmăm. Hai, gata, Luci, te